Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA Ultimate Team. V-am zis pe livestream-ul când am jucat la FUT Champions că o să deschid premiile ce le-am făcut. Am făcut, o să vedem cât am făcut, mi se pare că am făcut Silver 3, ceva de genul. A fost primul meu FUT Weekend, FUT Champions, cum vreți voi să zicem. O să deschidem și premiile de la Division Rivals, avem acolo niște pecuri destul de interesante. Avem și un player pick aici, din câte am văzut. Hai să vă arăt și Team of the Week-ul. O să fie, cred că ultimul Team of the Week, după aia o să fie player select-ul cu Team of the Season, ceea ce e super, super tare. Nu sunt cei mai buni, e Marezul ăsta care arată foarte, foarte interesant. Foarte bine, dacă mă întrebați pe mine. Mai este Batshuayi sus, Belotti și Florenzi în apărare, mai e și Shar și Lopez. În rest, jucători destul de slăbuți. O să se termine și acest sezon foarte, foarte curând pentru toate campionatele. Ce să vă mai zic, lăsați acolo un like dacă erați curioși ce echipă am, cu ce echipă am jucat. Asta este echipa. Haller nu e acolo, l-am luat așa de teste. O să schimb imediat cu Werner, care, mă rog, nu prea am un atacant stabil acolo încă, dar cam așa arată echipa mea mai mult de față. O să mai modific la ea, OVR-ul nu prea contează și hai să deschidem, începem cu FUT Champions, pentru că m-am chinuit foarte mult weekendul ăsta. Efectiv am jucat tot weekendul și e greu, fraților. Ia să vedem, am eu un player pick, un mega pack, un rare gold pack, rare gold pack, 15.000 de coins și 1.000 de puncte de alea de calificare. Ia să vedem, maxim OVR 84, asta e destul de nașpa. Hai să vedem cine pică. Savanier. Ne pică Savanier de la Nice. Nim, mă rog, nu știu cum se pronunță exact, că franceza mea nu prea e. Așa. Hai să vedem, din pecuri poate avem mai mult noroc. E primul meu ăsta de la FUT Champions. 82 OVR, din păcate. Hai să văd și cât am făcut. Am făcut Silver 2, aparent. Aș ca 20 de meciuri, multe le-am luat, am dat rage quit, frate. Adică nu rage quit, am văzut că e 2-0 pentru el. Ieșeam frumos, intram în altul, pentru că eram și puțin pe grabă să le termin. Și oricum, dacă n-ai 3 legende, e greu să-i bați pe toți. Deci minim 3 legende, băieți. Hai să vedem și la Division Rivals ce am făcut. Avem aici opțiunea 2, opțiunea 3 sau opțiunea 1. Clar nu o să aleg coins, pentru că am destul de multe coins. O să iau ăsta tradable, un mega pack și un rar player spec. Mega pack-ul ăla sper să-mi aducă ceva. Nu am noroc la mega pack-uri de obicei. Luăm aici încă 2 pack-uri și avem 4 pack-uri destul de bune, plus 130 de puncte de calificare. Pot să mai strâng ca să mă calific pentru următorul FUT Champions, dar nu o să joc pentru că nu o să am timp. Și vedeți aici multe pack-uri foarte, foarte bune, 2 mega pack-uri. Știți și voi Team of the Season-ul, care sper să fie măcar un Team of the Season episodul ăsta. Știți că am mai făcut noi un opening și ne-au picat 2 Team of the Season. Începem cu Knockout, ceea ce e super tare. Nu este Team of the Season, este Inform, este spaniol, rămân, cred că e băiatul ăla de la Betis, Joaquin. E ok, e rău băieți. Nu e rău băieți, Joaquin de la Betis, 84 OVR. Ne mai pică și Pepe, ne mai pică și Rossi. Ăsta e un pack bun, ne pică și Suleiman băieți. Suleiman știu că nu se vinde, din păcate. Rest, pack-ul e foarte, foarte ok. Ăsta este 27 de camă, mir. 27 de K pentru el, or să-l și pun acum, ca să nu mai stau după aia. Foarte, foarte ok. Hai să ne uităm și cât e Pepe. Vreau să mă uit rapid cât e Pepe și o să-l punem și pe De Rossi. De Rossi nu știu cât de scump este. Am 18K? Wow! Deci chiar sunt norocos episodul ăsta. Am început cu noroc, să sperăm că nu se duce. Hai să vedem rare player spec. Până acum avem și un walkout. Ăsta nu este walkout din păcate, nici Team of the Season. Este boards francez, cam. Este Fekir. E ok Fekir, 85 OVR pentru el. Cred că se vinde totuși pentru ceva. Foarte mult jucător în pack-ul ăsta. Se vinde 18K. E, cred că, printre cei mai buni walkouts. Pe aici nu știu cine se mai vinde. Sincer, o să păstrez așa pentru SBC-uri. Știi ce, nu o să stau, o să-i bag în club ca să nu lungim foarte mult episodul ăsta, o să-i bag în club și mă ocup eu. Care mega pack este mai rorocos? Dreapta.
Hai să vedem dreapta, bă, trebuie mega... Trebuie walkout, frate, mega pack în puii mei. Mega pack, porți, hai să vedem. Spaniol, goalkeeper, Kepa. E fucking mega pack, frate, deci mega pack ar fi, ar trebui să fie super bun. Super, super bun. Ne pică Florinel, e ok Florinel, se vinde pe ceva. Și pe aici, Dinca, ne pică Dinca, băiți. Încă un mega pack, încă un mega pack. Din care o să pice un walkout. Dacă nu pică walkout din ăsta e nașpa. Nu pică walkout. Ok. Nici borzi din mega pack. Wow. Zielinski. Nici borzi. Bun, asta e nasol. Asta e nasol. Ne pică Dolberg. Asta s-ar putea să... Costă ceva? Nu prea costă că e... Nu, rar. Zielinski... Nici el nu cred că costă foarte mult. Famă, 1000, ești nebun. Ăștia sunt de QXL, Suleiman QXL. Aoleo. Mamă. Bă, ce ghinio. Oh, ne-a picat asta de la Bayern. Nu știu dacă se vând. Le pun și eu acolo. Foarte, foarte mare ghinior, băieți. Episodul ăsta, cam asta ar fi. Aș mai deschide sincer un pachet de aici. Deci 35 de K pe două pecuri, adică pe mega pecuri, n-am dat eu, dar le-am primit. Aș deschide un jumbo. Aș deschide un jumbo. Hai să deschidem un jumbo. Doamne, te rog, eu nu cumpăr pecuri. Efectiv, nu-mi place să cumpăr pecuri. Și uite că nici acum nu dă workout. Mamă, nici borgi. Gnabry. Ok. Ne pică Gnabry de la Bayern. Sirigu ne mai pică. În rest, nu prea multe, din păcate. Mai deschid unul, frate, deci nu mă las până nu-mi pică încă un workout. Eu rar de tot deschid, efectiv, când n-am ce face cu banii. În momentul ăsta aș avea ce face cu banii, în general, aș putea să fac un SBC lejer. Dar facem asta pentru episod, te rog, un workout. Nu ne pică nici workout. Team of the season, atât, nici team of the season, nici boards. Unde mi-e norocul? Francez, cât de mă. Doncur ăsta. Aoleu, aoleu, aoleu. Mai aveam o dată. Bă, nene, mă, n-am cu cine. Noble. Nu, aș mai deschide unul, frate, aș mai deschide. Deci mă jur că aș mai deschide măcar unul. Of. Deci am deschis până acum de 30 de K pachete și aș mai deschide încă unul. Ha, mă, să deschidem, că ne-au picat chestii bune. Ne-au picat chestii bune episodul. Mă rog, în primul pack. Dă măcar boards. Măcar boards. What the fuck, norar. Starigi. Norar în puii mei. Norar din pachet de 15K. Dă o măsa de treabă. What the fuck. Un al. Munci chici mec erau ăștia de la Empoli. Basic-ul s-ar putea să se vândă. Se vindea pe vremea mea. Glumesc. Ancora. Asta se vinde. Să băgăm Ancora. Și când mă cădem, să mai recuperăm din pagubă. Nu se vinde. Să mai recuperăm din pagubă, dar nu, nu mai merge. Gata, 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 gata. Mă ia criza, frate. Deci am consumat așa 50 de K. Puc! S-au dus 50 de K. Bun, băieți, cam asta ar fi episodul. Sper că a plăcut. Lăsați acolo un like pentru pecurile astea, pentru bănuții mei irosiți degeaba. Mă, nu e chiar cel mai rău opening. Dar uite, cam asta ne-a picat. Pepe, Fekir, Kepa și Joaquin. Și Florinel. Bun, eu am fost Silent și până la viitoare v-am salutat. Pa, pa.